Tramvaiele circulă din nou pe bulevardul nou refăcut Stan Vidrighin. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a făcut anunțul. După 2 ani jumate am dat drumul la circulația tramvaielor pe Vidrighin. Am finalizat toate lucrările, avem un bulevard nou-nouț de la un capăt la altul, așa că de acum când mergeți la școală sau la serviciu, puteți lua tramvaiul 4 sau 8. Am făcut prima cursă cu mai mulți copii care locuiesc aici în zonă, care au fost foarte fericiți că se inaugurează linia de tramvai. Tot proiectul a costat 100 de milioane de lei, din care 67 de milioane din fonduri europene. Un mare mulțumesc celor care locuiesc în zonă sau vin la lucru sau tranzitează pentru răbdarea avută pe parcursul șantierului. Știu că nu a fost ușor, dar acum avem un bulevard cu rețele noi, cu spații verzi, cu trotuare și piste de biciclete, cu linie de tramvai nouă, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.